în Vărzărești noi realizăm un proiect de reabilitare prin împădurire a terenurilor degradate, mai exact în bazinul râului Lăpușnița, unde avem amplasate izvoarele acestui mic râu, afluent a Prutului, și în parteneriat cu Primăria Vărzărești realizăm proiectele de plantări forestiere pe terenurile degradate, plantări forestiere cu valoare adăugată sporită. Am plantat pe o pâșie de 4 hectare specii ca frasin, tei, arțar, stejar, sânger. Speciile au fost alese în urma unui studiu care a fost realizat împreună cu Institutul de Pedologie. Am luat analizele de sol, am studiat flora existentă și respectiv ne-am oprit la speciile care corespund maxim condițiilor locației date, pentru ca să asigurăm și prinderea și creșterea sănătoasă a arborilor în viitor. Există mai multe beneficii pe care urmărim să le obținem. În primul rând, trebuie să stopăm eroziunile de sol, care se realizează prin ravenare, deci o bună parte din teren deja e plecat la vale, da, în zona aceea, și ceea ce a mai rămas împădurim urgent pentru ca să salvăm ceea ce mai este posibil de rămas, ca să stabilizăm echilibrul, landschaftul sau peizajul existent. Doi, cum am spus, în zona ce sunt amplasate, în zona sunt amplasate izvoarele râului Lăpușnița și datorită creșterii suprafețelor împădurite urmărim să îmbunătățim balanța hidrologică și să creștem într-o perspectivă mai îndepărtată, cred că, debitul izvoarelor, ca să le reducem la viață pe segmentul dat, pentru că acum este scăzut considerabil față de nivelul care a fost chiar și 30-40 de ani în urmă, deci au rămas doar 10-15% din debitul total. Când restabilim balanța hidrologică, respectiv, datorită apei, se încep a îmbunătăți toate circuitele și lanțurile ecologice locale. Un alt scop care noi îl urmărim, asta ca pădurea să fie un furnizor adițional, inclusiv economic, pentru localitate, ceea ce de fapt înseamnă plantările forestiere cu valoare adăugată sporită. Deci ca oamenii să poată obține din păduri mai multe beneficii decât lemnul ascuns în ea. În cazul dat, noi mergem pe plantările melifere, ca să creștem baza meliferă și să oferim apiculturii locale posibilitatea de dezvoltare pe termen lung. La moment am realizat mai multe parteneriate în zonă. Primul proiect a fost susținut de Ambasada Suediei prin într-un program al Eco-Contactului. Plantarea vizitată a fost plantată împreună cu un partener privat, comunitatea automobilelor electrice E-Cars, comunitatea E-Cars din Moldova. La moment desfășurăm un proiect împreună cu GIEF, Facilitatea Globală de Mediu, programul de granturi mici, unde urmează să împădurim încă 4 hectare în Paremisi. În total mai avem peste 100 de hectare în bazinul Lăpușniței pe teritoriul comunii Vărzărești și ne dorim ca să mai atragem și alți parteneri sau finanțe adiționale pentru ca să realizăm, concentrându-ne efortul, să realizăm un efect ecosistemic cât mai rapid posibil, să reușim să ne bucurăm și noi și copiii noștri de el în viața asta.